Bună ziua! Bună ziua tuturor, bine v-am găsit. Nu spuneți, vă rog, dacă putem începe. Da, perfect. Bun, bine ați venit la conferința de presă de astăzi a Ministerului Educației. Noi am decis să prezentăm un scurt raport cu privire la activitatea din anul 2023-2024 și totodată, profitând de faptul că sunt începe ziua de 1 septembrie, să oferim și o perspectivă pentru anul de studii 2024-2025. O să începem cu o scurt trecere în revistă a principalelor... O să începem, da, cum ziceam, cu o trecere în revistă a principalelor rezultate din acest an. Noi am încercat să sumarizăm întreaga activitate a Ministerului, care acoperă multe domenii, în câțiva indicatori de bază și să ne axăm mai mult pe rezultate decât pe activități sau procese care s-au desfășurat în acest an, care au fost foarte multe de altfel. Noi am anunțat ca o prioritate mare pentru noi anul trecut atragerea de tineri în sistemul educațional. Știți foarte bine că ne confruntăm cu un deficit de cadre didactice, cu o îmbătrânire în sistem și atragerea tinerilor a fost o prioritate majoră. Și avem aici o noutate bună, avem cel mai mare număr de tineri repartizați după absolvirea la pedagogie din ultimii ani, sunt 407 la moment cu contracte semnate. Ne așteptăm la încă câteva contracte până la începutul anului. În orice caz, deja față de anul precedent, față de 2023, vedem o creștere cu 15% acestui număr și totodată o creștere de 35% față de media pe ultimii 5 ani, așa că putem afirma cu certitudine că este tot mai atractiv pentru absolvenții de la pedagogie să meargă să lucreze în sistemul nostru educațional, ceea ce nu poate decât să ne bucure și mulțumim tuturor colegilor care au fost implicați în acest proces. Anul ăsta ne-am centralizat procesul, l-am desfășurat la minister. Ne-am întâlnit, practic, cu toți absolvenții, am mers în toate universitățile, colegii pedagogice și am încurajat să vină în sistem și ne bucurăm că au răspuns apelului nostru. Un alt rezultat notabil, cred eu, și care se datorează unui efort concentrat din ultimul an, este creșterea numărului elevilor în învățământ dual. Știți că promovăm activ această formă de învățământ, învățământ vocațional tehnic, unde elevii, pe de o parte, merg la studii într-o școală profesională sau colegiu, dar în același timp lucrează într-o companie, au salariu, capătă experiență practică. Credem că este o formă de studii excelentă care îi pregătește pentru piața muncii și avem aici o creștere de 54% anul ăsta față de anul precedent. Deci dacă în 2023 am avut 1011 elevi care au mers la studii în învățământ dual după clasa 9, anul ăsta avem 1559, deci o creștere, după cum spuneam, de 54%, ceea ce denotă că acele târguri care s-au organizat, campania de promovare care a avut loc, comunicarea cu companiile, extinderea numărului de locuri și toate măsurile pe care le-am întreprins în ultimul an și mai bună organizare a dus la acest rezultat în învățământ profesional tehnic. Un alt element important despre care discutăm de fiecare dată ține de salarizare și, după cum știți, începând cu 1 ianuarie 2024, au avut loc majorări salariale cu 15% în educație și cu 21% în cercetare, cele mai mari majorări ca și procent dintre toate categoriile de salariați. Și credem că este un pas important spre o salarizare mai adecvată în sistemul nostru educațional. Bineînțeles că mai avem de lucru la acest capitol, dar am reușit să facem asta anul trecut. Și un alt indicator pe care noi îl urmărim cu mare îngrijorare, pe de-o parte, și cu mare atenție, este evoluția admiterii la universitățile din Republica Moldova. O să avem cifrele exacte în 2 săptămâni, când o să fie și toate contractele semnate, dar deja vedem o creștere cu circa 10% a celor care au ales universități din Republica Moldova. Ne bucură extrem de mult acest lucru. Este o mare prioritate pentru noi să reușim să convingem cât mai mulți absolvenți de colegiu și liceu să rămână în țară la studii și ne bucură că acele investiții care s-au făcut în universități, campaniile de promovare, întâlnirile cu absolvenții din clasa 12-a,
lansare de specialități noi, specialități viitorului, promovarea specialității pedagogice, anul ăsta prin campania FIPRO, au dus la acest rezultat, este extrem de încurajator și cred că reflectă într-o oarecare măsură și încrederea tot mai mare pe care o au tinerii în viitorul Republicii Moldova, în oportunitățile care sunt aici acasă și asta duce inclusiv la acest rezultat. O să oferim o perspectivă și pe două dimensiuni suplimentare, investiții și dotări. Am considerat că este important să arătăm aceste cifre, ca să existe o transparență și o vizibilitate cu privire la resursele pe care le investește guvernul dincolo de formula standard de finanțare a școlilor sau grădinițelor sau universităților în educație. Deci în anul 2023 am avut investiții totale în infrastructură de circa 544 de milioane de lei. În același timp, în acest an, ne-am preocupat foarte mult să găsim bani adiționali, spus simplu, și am reușit să identificăm încă 110 milioane de euro, deci 2,2 miliarde de lei care au fost mobilizate. Mobilizate înseamnă s-au găsit finanțatori, fie că vorbim de extinderea proiectului prin învățământul superior cu 30 de milioane de euro, fie că vorbim de școlile model, care am inițiativă lansată anul trecut și sub care am reușit să mobilizăm suplimentar 25 de milioane față de banii care erau deja disponibili, fie că vorbim de un proiect mare de eficiență energetică pentru 50 de școli, care urmează să fie implementat împreună cu Ministerul Energiei și care are valoare totală de 50 de milioane de euro. Deci când vorbim despre resurse mobilizate, înseamnă angajamente luate și semnate care urmează să fie cheltuite cu resurse care urmează să fie cheltuite în următorii ani și efortul acesta de identificare de resurse s-a soldat cu această cifră. În același timp, planificăm investiții în 2024-2025, deci planificăm să cheltuim efectiv, să-i avem deja cheltuit suplimentar 1,3 miliarde de lei, iar în 2024-2027 2,6 miliarde de lei. Aceștia sunt bani identificați care urmează să fie și cheltuiți în această perioadă de timp, în special în infrastructură. De ce 2027 prin această sumă? Pentru că e nevoie de proiectare tehnică, e nevoie de efectuat de mijlocit lucrările. Deci vorbim despre când vor fi finalizate lucrările și acești bani vor fi cheltuiți. Asta este perspectiva. Acum, un pic mai multe detalii, așa, ca să dăm o viziune mai dezagregată. În total, avem 40 de milioane de euro la moment, resurse mobilizate pentru cele 35 de școli model, suntem la faza de contractare a proiectărilor tehnice pentru aceste școli. Pe satul european 1, în 2023, s-au realizat, s-au cheltuit, deci sunt proiecte încheiate, în valoare de 342 de milioane de lei pentru 166 de instituții de învățământ, școli și grădiniță. În satul european 2, care a fost anunțat recent, sunt prevăzute 446 de milioane de lei pentru proiecte care urmează să fie implementate în 2024-2025 pentru 113 școli și grădiniță. Suntem în proces de contractare a lucrărilor de renovare a grupelor în 10 grădinițe, într-un proiect cu Banca Mondială de 2,3 milioane de dolari. Anul trecut, în 2023, în 22 de școli din bugetul de stat s-au investit 22 de milioane de lei pentru blocuri sanitare. În 2024, din bugetul de stat s-au mai alocat 25 de milioane și acum se desfășoară reparațiile în 18 școli în blocuri sanitare. Tot pe zona de blocuri sanitare, anunțasem și anul trecut această inițiativă, avem 2,5 milioane de euro mobilizați de la UNICEF și Banca Mondială pentru 142 de școli. Aici suntem la etapa de contractare a proiectării, urmând să înceapă lucrările până la final de an și la doilea semestru anul 2025 să le avem și încheiate. Deci pe blocurile sanitare investim atât din bugetul de stat, cât și cu intermediul partenerilor dispunem de resurse suplimentare și cifra totală de școli care beneficiază 22, 18, 142. Pe eficiență energetică, anul ăsta s-a semnat un acord de finanțare cu agenția de finanțare germană, de altfel, și franceză, de 25 de milioane de euro. Avem un proiect mare cu Banca Mondială de 500 de milioane de lei pe universități, care este în proces de implementare. Anul trecut s-au cheltuit 120 de milioane, au fost executate. Restul banilor sunt efectiv în proces de achiziții și urmează să fie cheltuiți până la finalul anului ăsta și începutul anul viitor.
am semnat și suntem în proces de definitivare a negocierilor cu Banca Mondială pentru a extinde proiectul pe învățământ superior cu încă 30 de milioane de euro, 6 de milioane de lei, începând în 2025. Nemijlocit din bugetul de stat anul trecut, am investit 50 de milioane de lei în infrastructura universităților. Anul ăsta sunt planificate circa 35 de milioane de lei. Iar suplimentar am mai găsit resurse pentru cămine, în special pe zona eficienței energetice, atât pentru învățământul vocațional tehnic, o să vedeți jos 15 milioane, cât și pentru căminile din universități. Avem și un proiect frumos cu partenerii din România. Guvernul României a oferit 50 de milioane de lei pentru Universitatea din Cahul, pentru construcția unui cămin. Și mai avem din bugetul de stat o investiție în învățământul vocațional tehnic anul trecut, în reparație, renovări de 35 de milioane. Deci cam asta este la moment imaginea pe infrastructură. Asta este tabelul totalizator, dacă doriți aici un pic mai multe detalii, care sunt de mijlocit investițiile care sunt în proces de implementare. Bun, în zona dotărilor, deci dotări asta înseamnă echipamente, calculatoare, mobilier și alte bunuri care au fost procurate anul ăsta și anul și urmează să fie procurate în anii viitori. Deci în 2023, estimativ, vorbim de 140 de milioane care au fost investiți și planificăm investiții de 160 de milioane până la finalul anului și anul 2025. Pe scurt, am transmis anul trecut, în luna august, 5.000 de laptopuri în școli, 3 milioane de dolari. Anul trecut am mai transmis încă 500 de calculatoare într-un proiect separat, 500 de mii de dolari. Ieri am transmis primele 40 de autobuze de o notă de 69 de autobuze care se implementează cu Guvernul României și mai așteaptă 10 autobuze încă până la final de an dintr-un proiect UE. Deci în total o să transmitem până la finalul acestui an 79 de autobuze. Investiția totală e circa 85 de milioane, 70 de milioane. De la Guvernul României și 15 milioane dintr-un proiect al Uniunii Europene. Anul ăsta am selectat 200 de școli în care investim în special în dotări și echipamente TIC. Valoarea e 2,3 milioane. Școlile au fost selectate, listele au fost publicate. Suntem în procesul de achiziție a acestor bunuri și sperăm să reușim să le transmitem până în martie 2025. Același lucru s-a întâmplat și pentru 200 de grădinițe. Avem grădinițele selectate, listele publicate. Grădinițele au identificat ce vor să procure, mobilier, jucării, alte bunuri pentru copii. Per grădiniță e 6.000 de dolari investiția și avem 200 și desfășurăm achiziția, urmează să ajungă în școală în martie 2025. Mai avem un proiect frumos cu UNICEF, sunt 70 de școli care beneficiază de câte 5 table interactive și calculatoare. E 1,5 milioane proiectul, școlile sunt la fel selectate și se desfășoară achiziția. Achiziționăm de 1 milion de dolari dispozitive asistive, în special pentru copiii cu dizabilități de vedere, copiii care au dizabilități de auz. Deci vorbim despre copii cu necesități educaționale speciale și în special cu dizabilitate severă, la care urmează să ajungă aceste bunuri în martie 2025. La fel, procedura de achiziție este în desfășurare. Și anul viitor o să avem și un proiect de granturi pentru școli, 30.000 de euro pe școală, pentru proiecte inovative la discreția lor. Bine, înainte de a trece la obiectivele majore pentru 2025, eu am să încerc totuși să dau un pic mai multe detalii de anumite segmente a lucrurilor care s-au întâmplat anul ăsta, doar ca să le trecem în revistă. Pe învățământul general, ce am vrea să remarc în mod special, eforturile pentru atragerea tinerilor specialiști, dublarea burselor la pedagogie, bursa a ajuns la 3.460 de lei, investițiile în infrastructura colegilor pedagogice 2,7 milioane, în universitățile pedagogice 10,4 milioane, am reușit să avem și acea indemnizație majorată de la 120.000 la 200.000 de lei pentru tinerii care merg în instituțiile de învățământ. Știți foarte bine și am arătat statistica că asta a dus la o creștere a celor care au acceptat să meargă în școală și asta ne bucură. Anul trecut a fost creat și Institutul Național pentru Educație și Leadership, am pornit acea rețea de 1.000 de mentori. Am vorbit despre majorarea salariilor anul precedent. Am făcut un efort mare în zona debirocratizării sistemului nostru educațional. Asta este o preocupare constantă a profesorilor. Am publicat toată proiectarea didactică de lungă durată. Am făcut-o disponibilă pentru toți. O pot reuși
utiliza, nu mai este nevoie să o elaboreze, s-a exclus obligativitatea raportării de către profesori a utilizării compensației de 4.000 de lei, am redus cu 30% lista actelor care trebuie să existe într-o școală, și am stopat evaluarea externă a instituțiilor de învățământ, am considerat că ea produce foarte multe hârtie și puține rezultate. O să vedeți și în obiective, în viitor avem de elaborat 20.000 de proiecte didactice care să le punem la dispoziția profesorilor și, în general, continui procesul de debirocratizare. 11.000 de profesori care au trecut prin programul Investim în Educatori, Investim în Profesori, o inițiativă lansată anul trecut, oferim cursuri gratuite de creșterea calificării într-un format nou cu formatori care merg în instituția de învățământ, nu se mai deplasează profesorii. Și un ultim element, când vine vorba de încurajarea celor care sunt în sistem, s-au făcut câteva modificări și în codul contravențional și în codul educației, care au fost mult așteptate. Pe de-o parte, țineți minte dezbaterea publică pe sancțiuni introduse în codul educației, s-a întâmplat anul trecut, am considerat că e important școala să fie un mediu fără violență și pentru elevi și pentru cadrele didactice. În codul contravențional s-a introdus un articol separat privind ultragierea cadrelor didactice, a fost o solicitare de mai mult timp a sindicatelor care a fost realizată și, în general, pentru sporirea imaginii cadrului didactic, pentru promovarea educației, am avut mai multe evenimente, Săptămâna Educației, 4 zile pline de evenimente organizate anul trecut, Forumul Cadrelor Didactice, Pedagogul Anului și așa mai departe. Un proces important care s-a desfășurat anul trecut și anul ăsta până acum este dezvoltarea curriculară. Avem o propunere de direcție în care trebuie să mergem când vine vorba de curriculum și planul cadru. S-a publicat conceptul dezvoltării curriculare și s-a consultat în vara acestui an. Un efort foarte mare s-a făcut în zona asigurării integrității în sistemul educațional. Am avut campania Fii Onest, 8 raioane, în care s-a mers în 180 de instituții de învățământ, la examene de clasa 9, cu observatori externi, pentru a asigura buna desfășurare a acestora. Și asta ne-a ajutat să înțelegem mai bine care este realitatea în sistem. De fapt, când vine vorba de performanța școlară. Tot aici, în zona plăților informale, am avut hotărârea de guvern care permite donațiile către instituțiile de învățământ prin sistemul guvernamental în PEI. Am creat acea alocație de 1.000 de lei pentru părinții care își mută copiii din școli cu mai puțin de 50 de elevi. Avem o nouă formulă de finanțare a grădinițelor în aprobare, care o să fie implementată din 2025. Deci, astea ar fi principalele lucruri care s-au întâmplat în ultimele 12 luni. Haideți să privim un pic în viitor ce urmează să se întâmple anul viitor pe mai multe segmente. Dacă vorbim de învățământul general, cum formulăm noi pentru sine obiectivele noastre majore? Deci, avem zona dezvoltării curriculare. Deci, până în septembrie, anul viitor, ar trebui să avem proiectele de curriculă nouă. Ele o să fie implementate din 2027, dar deja anul viitor trebuie să le avem pentru instituții publice și ca să putem să le pilotăm eventual în 26. Și o să avem acel plan cadru de alternativă implementat. Ce prevede el? Vă aduc aminte, posibilitatea elevilor de a-și alege disciplinele la liceu. Deci aici ne propunem să avem cel puțin câteva școli cu care să pilotăm acest plan cadru de alternativă. Anul viitor ar trebui să atingem 100% asigurare cu manuale noi, la moment este 80%. Din septembrie-octombrie acestui an vom reglementa utilizarea telefonilor mobile în școală. Vă aducem aminte această discuție publică care s-a desfășurat. Avem proiectul de lege pregătit, regulamentul pregătit, o să-l înaintăm spre aprobare, o să săptămâna viitoare. Anul viitor, o schimbare foarte importantă, care eu cred că o să producă și o schimbare sistemică pentru toți, ține de organizarea centralizată a examenului de clasa 9. Este consecința campaniei din acest an, înțelegerea noastră că examenul nu se desfășoară conform rigorilor, că rezultatele care sunt prezentate, din păcate, nu reflectă cu adevărat competența elevilor noștri la absolvirea gimnaziului. Anul viitor o să organizăm examenul centralizat în centre de evaluare organizate
aproximativ 200 la nivel de țară, cu utilizarea și centrelor de bac, dar și cu deschiderea unor centre suplimentare. Elevii vor fi invitați în ziua examenului să vină în acele centre, acolo vom avea monitorizare externă și toate, toate testele vor fi reevaluate, sau vor fi evaluate la Chișinău, nu la nivelul direcțiilor raionale, cum s-a întâmplat până acum. Asta ne va permite să avem o claritate și o viziune obiectivă a situației în sistem când vine vorba de performanță și să înțelegem care școli livrează performanță, care școli nu livrează performanță. În același timp, pentru ca să venim în susținerea elevilor, pentru că noi ne dorim toată lumea să susțină examenul și nu întâmplător anul ăsta am avut o probă suplimentară la examenul de clasa 9 în august, ca să le dăm o a doua șansă, o a treia șansă, de fapt, elevilor să dea examenul. Pretestarea la matematică o vom face mai devreme anul viitor, ca să avem rezultatele mai din timp și școlile să se autosesizeze cu privire la elevii care au nevoie de ajutor. Și pentru 6.000 de elevi vom oferi 30-40 de ore gratuite de instruire la matematică, iarăși pentru a-i pregăti mai bine de examene. Vrem să mergem într-o direcție nouă și să oferim opțional pentru elevii care își vor dori un examen la competențe digitale, ca să putem să testăm și această dimensiune foarte importantă în secolul 21. Va fi un examen opțional pentru, susținut la calculator pentru cei care vor să aibă și acest certificat. Pe zona calității predării urmează să avem acei 1.000 de mentori angajați până la finalul acestui an și să înceapă să activeze în sistem. Vom continua programul Investim în Profesori și anul viitor vom constitui 100 de baze de practică pedagogică. Deci studenții de la pedagogie nu vor merge în oricare școală să facă practica, vor merge în această listă închisă de școli. Școlile vor beneficia de resurse suplimentare și vor fi monitorizate pentru a ne asigura că practica pedagogică nu este una formală, că într-adevăr studenții învață ceva din această practică și că atunci când absolvesc, vin deja pregătiți în școală. Este foarte importantă această inițiativă pentru noi și vom revizui formarea inițială, deci o să ne preocupăm mai mult despre cum pregătim viitorii pedagogi și asigurăm aici calitate. Dimensionat că anul acesta a fost prima dată admitere la pedagogie cu medie minimă de admitere, a fost 6,5 media, în viitor mergem înainte. Autonomie școlară pilotată în 20 de școli, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem deschiși și să acordăm școlilor mult mai multă libertate în a lua decizii, fără ca ministerul să reglementeze lucruri, când se începe ziua, cât durează lecțiile, cum se ating finalitățile din curriculum, cum se organizează evaluarea profesorilor. Deci toate acele aspecte care pot de principiu fi decise la nivel de școală, să fie decise la nivel de școală, este modelul Estoniei, asta este rețeta succesului de la estonieni. Vrem să o încercăm și în Republica Moldova pentru școlile care se simt pregătite să ia decizii, inclusiv de tipul când începem anul școlar pe 1 sau 2 septembrie. Debirocratizarea, o prioritate constantă pentru noi, mai multe lucruri care se întâmplă aici, în special publicarea proiectelor didactice zilnice, vreo 20.000 care trebuie să le facem, suntem deja în proces. Și valorificarea investițiilor în infrastructură și dotări. Ați văzut slide-urile precedente, deci e vorba de cheltuirea efectivă a banilor care au fost bugetați. Da? Deci cam atât ar trebui să ne asigurăm că am cheltuit 1 miliard de lei care se vede în reparații, se vede în procurări, deci bani realizați. Creșterea calității predării limbii române și implementarea educației multilingve, o mare prioritate pentru noi. Am avut acei 100 de profesori care au mers în România, din Băgăuzia și nu doar, pentru a se perfecționa. Anul viitor vom certifica profesorii care predau limba română în școlile alolingve, ca să ne asigurăm de calitatea acestora. Mai mult ca atât, vom salariza suplimentar profesorii din școlile alolingve care predau în română sau găgăuză la alte discipline decât limba română. Deci dacă vom avea profesori care o să încumite să predea educația civică sau matematica în limba română, în școlile ruse, vor beneficia de salarizare suplimentară. Este un efort de a îmbunătăți nivelul de cunoaștere a limbii române a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și este o prioritate mare pentru noi anul viitor. Mergem mai departe. Pe grădiniță. Deci pe grădiniță noi avem o formulă nouă de finanțare.
care va intra în vigoare din 2025 și va aduce mai mare echitate în sistem. Astăzi avem grădinițe cu același număr de elevi, și asta vreau să subliniez, cu același număr de elevi finanțați foarte diferit, pentru că nu există nicio legătură între necesitatea reală de finanțare a grădiniței și bugetele pe care le au. Acolo sunt bugete moștenite. Se va pilota formula în 4 raioane. Dacă pilotarea se va desfășura cu succes, în 26 va fi extinsă pe întreaga țară. State noi de personal, investim în educatori 2.0, deci extindem programul de formare continuă și valorificarea celor investiții în infrastructură și dotări. Un alt proiect pe care vrem să-l pornim și la care ținem foarte mult va fi un program național de lectură 100 de povești. Deci obiectivul este ca un copil la absolvirea grădiniței să cunoască 100 de povești și pentru aia să amenajăm spații pentru lectură. Este un program implementat în România cu succes. L-am adus în Republica Moldova și deja sunt vreo 200 de grădinițe în care se întâmplă lucrul ăsta și ne-am dorit anul viitor să putem să-l scalăm la nivelul întregii țări și copiii de pe întreg teritoriu să aibă acest control de lectură, să aloce cele 15-20 de minute în fiecare dimineață pentru a citi și a citi cărți colorate, puțin text, dar foarte informative și profunde. Și asta este o propunere pentru anul viitor pentru noi. Pe învățământul profesional tehnic, deci colegii și școli profesionale, rămâne același obiectiv, 2000 de tineri în învățământ dual, noi l-am formulat și anul precedent, am atins 1559 anul ăsta, anul viitor tot sperăm să ajungem la 2000, deci noi am fost foarte ambițioși, ne-am avut o dublare a numărului, am crescut cu 54%, anul viitor trebuie să atingem 2000 și să avem 170 de companii implicate, anul ăsta avem 120 de companii care participă. Trebuie să mobilizăm resurse externe pentru infrastructură și dotări. Zona învățământului profesional tehnic este una în care, comparativ cu universitățile sau școlile sau grădinițele, sunt mai puține investiții și aici o să ne străduim să găsim un proiect mare internațional ca să putem să creștem valoarea investițiilor în infrastructură. Vom revizui planul cadru. Este supraîncărcat astăzi în colegiu, aproape 40 de ori pe săptămână, e foarte mult. Și urmează să dezvoltăm noi specialități, în special legate de eficiență energetică, de tranziția spre energie verde și alte domenii relevante în contextul actual. Să extindem investiția în profesori și un alt element important, să organizăm extern și centralizat unele examene de specialitate. Astăzi examenele se desfășoară cam în fiecare colegiu separat, cu comisii separate, și noi nu avem certitudinea că ele sunt juste și că rezultatele reflectă realitatea, ca și în cazul examenului de clasa 9, respectiv și în învățământul vocațional tehnic o să începem cu câteva specialități de tipul contabilitate, unde să monitorizăm mult mai îndeaproape cum au loc examenele și dacă însușesc absolvenții ceea ce trebuie să reușească să învețe. Pe universități, investițiile în infrastructură, trebuie să realizăm, să valorificăm banii care sunt disponibili, extindem proiectul Banca Mondială, după cum menționam, cu 30 de milioane de euro anul viitor. Un obiectiv major pentru noi este să creștem rata absolvenților care aleg universitatea în Moldova față de 2024 deja. Deci 2023 față de 2024 vedem o creștere de circa 10% anul viitor. Dacă mai replicăm același lucru, spun că 10% să fie fantastic. Și 5% puncte procentuale a ratei de absolvenților care alegă universitatea în 2024. Bine, o altă zonă foarte importantă pe care s-a întâmplat lucrul și anul ăsta este creșterea integrității și reducerii copiatului universități. Vă aduc aminte că noi am publicat în mai primul studiu realizat vreodată cu privire la copiatul universității din țara noastră și nu doar copiatul, dar și darea luarea de mită și alte practici corupționale. Noi am publicat datele agregate pe întreg sistemul. Situația nu arată foarte încurajator. Am zis că o să replicăm același sondaj anul viitor și așa o să facem. O să punem presiune pe universități să-și revadă practicile și să asigure o examinare corectă și obiectivă. Deci o să repetăm acel sondaj și s-ar putea să intervenim și pe modalitatea de desfășurare a examenelor pentru ca să reducem acest flagel și să creștem validitatea diplomelor acordate astăzi în sistemul nostru. În continuare rămâne această prioritate a atragerii studenților străini. Aici este acel parteneriat deja stabilit între Universitatea din Harkov și Universitatea din Stat. Ar urma primii studenți din în ianuarie 2025 și avem un proiect de desfășurare cu Universitatea Tehnică,
cu promovarea Universității Tehnice în India, merge bine, dar o să vedem rezultatele de-abia în septembrie anul viitor, pe toate eforturile noastre pe internaționalizare. Trebuie să recunosc că am ajustat un pic așteptările față de anul trecut și cred că 1000 de studenți este realizabil cu resursele de care dispunem la moment. Salarizarea continuă să fie o problemă și o prioritate, în special în mediul universitar. Și o altă dimensiune foarte importantă în care suntem în discuții constante cu universitățile, majorarea veniturilor proprii, deci creșterea capacităților financiare, fie din proiecte atrase prin cercetare, fie din studenți străini, fie printr-o mai bună utilizare a spațiilor, a resurselor de care dispun. Universitățile trebuie să devină tot mai independente față de bugetul de stat când vine vorba de finanțare. Cercetarea, 100 de milioane pentru infrastructură și dotări, creștem cu 50%, iar și resursele atrase de universități și instituții de cercetare prin proiecte externe. Trebuie să învățăm să scriem proiecte, trebuie să învățăm să valorificăm oportunitățile care sunt de participare în proiecte internaționale și să aducem acești bani în Republica Moldova și o să ajutăm universitățile, instituții de cercetare să facă mai bine lucrul ăsta. Cartografierea infrastructurii de cercetare, să verificăm în primul rând, să vedem ce echipamente există în sistemul nostru, ce echipamente trebuie procurate și cu banii menționați mai sus să începem să le procurăm. Un sistem informațional pe e-cercetare și un fond pentru inovație și transfer tehnologic de circa 30 de milioane de lei. Vorbim de o mai bună apropiere a mediului de cercetare și business și conectarea lor prin proiecte finanțate de către stat, în așa fel încât cercetarea să producă și impact economic. Și nu mai puțin important, dublarea burselor pentru doctoranți și revizuirea în general cadrului normativ privind doctoratul. Trebuie să recunoaștem că bursele care le oferim astăzi de 1800 lei pentru doctoranți nu ne fac față și dacă vrem să avem tineri în cercetare, trebuie neapărat anul viitor să rezolvăm acest problem. Bine, pentru că sectorul pe care îl gestionează Ministerul Educației este foarte amplu, în prioritățile pe sport, pe tineret, o să revenim cu ele ulterior. De principiu, astea sunt obiectivele de bază pe care le avem formulate pentru școli, grădinițe, universități, colegii și școli profesionale pentru anul viitor. Vă mulțumim pentru că urmăriți ceea ce face Ministerul Educației. La începutul anului școlar vrem să le urăm tuturor profesorilor să aibă parte de elevi curioși, să aibă satisfacție de pe urma muncii pe care o fac. Vrem să le mulțumim pentru tot efortul și dedicația și pasiunea de care dau dovadă în fiecare an. Să-i încurajăm să fie aproape de elevi, să îi mentoreze, să-i ajute și să-și realizeze pe deplin potențialul. Elevii îi încurajăm să învețe, să înțeleagă că prin educație își pot realiza potențialul și este cel mai important investiție pe care o pot face. Urăm tuturor un început frumos a noului an școlar și vom reveni tradițional în fiecare vineri cu noutăți de la Ministerul Educației privind implementarea obiectivelor pe care ne le-am propus. Vă mulțumesc mult! Vă rugăm dacă aveți întrebări. Unul din obiective era reglementarea utilizării telefoanelor mobile în școli. Să ne spuneți despre necesitatea acestui proiect, când ar urma să ajungă pe masa cabinetului de ministri și ce mai exact presupune? Deci noi, da, exact, vom reglementa utilizarea telefoanelor mobile în școli în timpul orelor, doar, deci nu și în pauze. De principiu, elevii vor avea posibilitatea să vină cu dispozitivul la școală, dar în timpul orilor vor trebui să lasă niște locuri special amenajate și nu vor avea dreptul să le utilizeze. Nu este o inițiativă în care Republica Moldova este pionier. Lucrul ăsta se întâmplă deja în mai multe state europene. În Franța este o discuție mult mai largă cu privire la o reglementare și mai dură a telefonilor mobile. Și vedem și multe alte țări europene care deja au mers în această direcție. Obiectivul este evident să oferim mai mult spațiu elevilor să se concentreze asupra procesului educațional și nu asupra utilizării telefoanelor. Și este o inițiativă pe care noi am discutat-o pe larg, am văzut și mai multe sondaje făcute online în diferite formate, unde atât părinții cât și cadrele didactice
Și, într-o oarecare măsură, și elevii înțeleg necesitatea acestui pas și eu cred că va contribui la un proces educațional mai calitativ. Noi urmează să modificăm codul educației, deci o să înaintăm proiectul de lege săptămâna viitoare și vom adopta și prin ordin de ministru un regulament care așa tehnic o să descrie foarte clar pentru școli cum se organizează acest proces, unde se răspunde la întrebări, unde se depozitează telefonul, cine este responsabil de dispozitiv și așa mai departe. Și ar putea fi aplicat inclusiv din acest an? Da, da, sau... da. Deci noi ne propunem să-l aplicăm din acest an. În ultimele luni, multe școli au fost reorganizate prin fuziune, absorpție. Să ne spuneți, vă rog, dacă aveți numele, câte instituții în jur mai deschide ușile pentru elevi în acest an și ce soluții alternative ați găsit atât pentru profesori cât și pentru elevi pentru acest nou școală? Deci noi avem elevi din circa 10 instituții de învățământ care vor merge într-o școală din apropiere mai bine dotată, cu suficienți profesori, cu activități extracurriculare, cu posibilitatea de a învăța o limbă străină. Sunt 10 instituții de învățământ în această situație, din informațiile care dispunem la moment. Acum, nu întâmplător, noi am avut și acea donație și transmitere de autobuze ieri. Cel mai mare lot a mers spre Raionul Sângerei, unde au fost reorganizate 5 instituții de învățământ. Vă duc aminte că în acele instituții învățau între 19 și 46 de copii. Multe de ele aflate la maximă apropiere de instituții de învățământ, precum Ceolimp din Sângerei, care arată fantastic și are Fab Lab, laboratoare de chimie, fizică, biologie, de ultimă oră și oferă niște condiții de studiu pe care le-ar învidea și mulți copii din Chișinău. Și îmi pare o decizie foarte bună ca, parcurgând 5 km cu autobuzul, copiii se poate să meargă într-o asemenea instituție de învățământ, nu într-o școală unde nu există suficienți profesori și ultimele dotări și investiții s-au făcut ani în urmă. În rest, mai există un proces de filializare. Deci filializarea asta înseamnă transformarea școlilor în filiale altor școli. Raionul Briceni este lider la acest capitol. Sunt circa 11 instituții în această situație. Asta nu implică o transportare a copiilor, deci școala continuă să activeze, pur și simplu ea trece sub monitorizarea, administrarea unei alte instituții de învățământ din apropiere și cadrele didactice urmează să activeze în aceeași instituție, cum o făceau și până acum, se schimbă managementul instituției. Cam asta este transformarea pe care o presupune schimbarea statutului în filial. Și în acest an problema profesorilor este destul de accentuată. Cum vă propuneți să soluționați această problemă? Noi intervenim aici pe două dimensiuni. Pe de o parte, vorbim de atragerea tinerilor specialiști și am prezentat și cifrele astăzi. Avem cel mai mare număr de tineri absolvenți care au acceptat să meargă să predea în școală și o să continuăm să încurajăm să facă lucrul ăsta. Dublarea burselor la pedagogie, majorarea indemnizațiilor, crearea celor baze de stagiu de practică, acordarea mentoratului în primii ani de activitate, toate sunt măsuri menite să-i încurajeze să vină și totodată majorările salariale la fel sunt foarte, foarte importante și trebuie să continuăm. Pe de altă parte, este important să-i menținem pe cei care sunt astăzi în sistem și noi avem 4 dimensiuni. Salarizarea, extrem de importantă, acoperirea costurilor de formare continuă și aici vine proiectul Investim în profesori. De fiecare dată cadrele didactice ne roagă să mai scoatem câte o hârtie și asta facem, debirocratizăm sistemul, este al treilea element. Și al patrulea element important este creșterea prestigiului profesiei și nu întâmplător, ziceam, am făcut și acele modificări la cod legate de sancțiuni, nu întâmplător am introdus și o contravenție nouă în codul contravențional pentru a proteja suplimentar cadrele didactice și a răspunde așteptărilor de a se simți apreciați și valorificați de către societate. Zilele trecute, reprezentanții sindicatelor spuneau că avem foarte mulți profesori pensionari în sistem. Să ne spuneți dacă asta cumva scade din nivelul de educație sau împotrivă evoluăm la acest capitol? Nu, în primul rând, noi trebuie să fim foarte recunoscători pentru aceștia, că ei continuă în profila vârstei să activeze în sistem și să acopere necesarul de ore. Ne-ar fi extrem de complicat, probabil imposibil, să reușim să oferim servicii educaționale fără
implicarea plenară a acestor oameni care și-au dedicat viața educației și cărora trebuie să le fim foarte recunoscători pentru asta. În același timp, într-adevăr, îmbătrânirea sistemului este o provocare și iarăși nu întâmplător punem accent tot mai mare pe atragerea tinerilor, pentru că este normal să există o înlocuire a generațiilor, ea este și inevitabilă, dar trebuie să ne asigurăm că avem suficienți tineri care vin în sistemul nostru educațional și, repet, ne bucur că anul ăsta avem un rezultat bun, să continuăm în același ritm și sper să vedem și mai mulți anul viitor care o să meargă în școală. Paula Pijenă, reporter Jurnal TV. Vreau să vă întreb dintre cele 638 de cadre didactice solicitate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport pentru anul școlar 2024-2025 în Chișinău, câte au fost acoperite până acum și cum intenționați să supuneți lucrurile la care au rămas? N-am să vă ofer o statistică dezagregată pe Chișinău acum. Putem să revenim cu ea că le avem fiecare raion. Din totalul de 407 care au fost repartizați, spre spunerea mea, este că majoritatea au ales să meargă în Chișinău. Dar evident că având 407 pentru întreaga Republică, n-am putut să acoperim toată solicitarea care există. Locurile vacante vor fi acoperite ca și până acum printr-o suprasarcină pentru profesorii care sunt în sistem. Nu este o noutate pentru nimeni, că avem foarte mulți profesori care predau pe normă 25, pe normă jumătate și de regulă așa se rezolvă problema. Trebuie să recunoaștem că avem câteodată și un scepticism din rândul anumitor directori când vine vorba de repartizare a tinerilor. Noi am avut situația noastră când a trebuit să explicăm directorilor că este important să accepte ca un tânăr să vină în instituție chiar dacă aveau loc vacant, ei preferând să realoce acelor ore profesorilor existenți. Deci avem și asemenea situații. În orice caz, da, bineînțeles că solicitarea din partea tuturor raioanelor de tineri specialiști a fost mai mare decât am putut noi acoperi, dar este o dinamică pozitivă în acest sens și ziceam, anul viitor sperăm să putem să oferim și mai multe cadre didactice tinerilor. Corina Camanzoi, Canal 5. Domnule ministru, ieri au fost transmise primele 40 de autobuze procurate cu ajutorul României. Celelalte, de asemenea, le vom cere de la cineva sau le vom procura singuri? Noi suntem extrem de recunoscători pentru tot sportul care ne este oferit și pentru noi este întotdeauna o prioritate să mobilizăm granturi. Deci donații gratuite din partea tuturor partenerilor noștri și noi să continuăm să facem lucrul ăsta. Investim și din bugetul de stat și v-am arătat investițiile pe satul european, de exemplu, care se ridică așa o să depășească 700 de milioane de lei pentru școli până în 2025. Eu cred că noi trebuie să fim recunoscători pentru tot sportul care ne este acordat de România sau de alte state în procesul nostru de modernizare. Asta ne lasă nouă mai multe resurse să oferim pentru salarii, pentru alte investiții în infrastructură. Credeți-mă, necesitățile noastre depășesc cu mult capacitatea bugetului de stat și eu cred că o atitudine, să avem atitudine respectoasă și corectă față de cei care ne ajută. Cât de pregătite sunt școlile pentru noul an de învățământ? Ce a făcut statul pentru a asigura condiții bune atât pentru profesori cât și pentru elevi? Întoarcem la acest slide. Așa. În anul 2023, statul a investit 544 de milioane de lei în instituțiile noastre de învățământ. În același timp, am mobilizat suplimentar 110 milioane de euro pe care o să le cheltuim până în 2027. Anul viitor ne mai așteaptă investiții de 1,3 miliarde de lei. Dacă o să privim aici, o să puteți vedeți dezagregat pe proiecte, pe inițiative, ce inițiative au fost realizații sau sunt în curs de realizare. Am să menționez doar satul european 1, din care 342 de milioane de lei au mers în școli și grădiniță. Am avut deci 166 de instituții de învățământ. Au mai fost selectate și aprobate recent proiecte prin satul european 2 de 446 de milioane pentru 113 școli și grădiniță. Sunt în proces proiectele, renovarea, proiectarea, mai bine zis, în această etapă, pentru cele 35 de școli model. Avem acele blocuri sanitare care au fost făcute anul trecut, 22 de milioane pentru 22 de școli, anul ăsta 25 de milioane pentru 18 școli, încă 142 de școli care își vor vedea blocurile sanitare renovate până la mijlocul anului 2025, 50 de milioane de euro dăm acolo, 50 de milioane de lei. Și deja, vedeți și datele pe universități, 1,1 miliarde care urmează să meargă în universitățile noastre, primii bani deja cheltuiți.
Deci aici puteți vedeți toate investițiile pe care le-am făcut doar în infrastructură. Mai avem 140 de milioane pentru dotări și anul ăsta și anul viitor încă 160 milioane care o să meargă pentru dotări. Asta e pe lângă bugetul standard care vine pentru școli și din care și ele mai procură și fac reparații. Și își acoperă anumite necesități. Deci acestea sunt un efort adițional pe care îl face guvernul pe lângă formula standard de finanțare a instituțiilor. Mulțumesc. Mersi. Ultima întrebare, a mai rămas o zi până la Marea Educare Națională, să ne spuneți câte persoane s-au înregistrat, unde va avea loc și dacă a fost ales acel text care va fi dictat. Avem în jur de 2300 de persoane care s-au înregistrat, au confirmat după înregistrare telefonică. 1700, ceea ce este o provocare și urmează să avem o discuție cu colegii după această conferință de presă și să clarificăm asigurarea cu toate cele necesare. Noi am planificat 1500 de participanți și ne bucur că evenimentul suscită asemenea interes. Îi vom acomoda pe toți mâine. Evenimentul va începe la orele 9. Vă așteptăm în Piața Mare Adunări Naționale. Băncile vor fi amenajate dinspre zona Pușcă, spre centru, spre Arca de Triunf. Și textul care urmează să fie prezentat va fi un... Nu, este secret. Bine. Mulțumim. Mulțumim. Dacă nu mai aveți întrebări, noi vă mulțumim și vă rămâneți frumos.